Bună ziua și bine am găsit, propun încă exerciții de matematică. Băi, hai să vedem un program așa, că m-am zis că nu am văzut matematică. De ce? Că tu trebuie să mă tot gândi la ea. Deci, trei prieteni, vreau, da? Au prins mama și au făcut o grămadă de mame. Încerc mame, da? Ne mai jucut-o. A spus, ia 61, 61, 61. Nu, băi, dar... Nu spune așa. Deci, grămadă e mare, nu știu. Se spală și mecherul ăla și împarte grămadă asta, noaptea, în trei grămezi mai mici. Una, două, trei. Fugi cu ea, fuge. Fuge asta. Rămân numai astea două. Din ăsta două, li unește, face o grămadă mai mică. Iar asta mai mică o împarte în trei dimineați căzând, nu? E mai mică față de asta. Da. Păi da, este două, este două, că v-ați spăbulat și-o fugit. Da. Și ăsta trei, asta o împarte în o grămadă, două și trei grămezi. Asistul toți trei, se uită unii la alții. Mi se pare că am mic, dar și voi ce încerc un fel de mic, pentru că am dormit. Și-au rămas două banane aici, din grămata asta, că nu părți. Una, 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 una. Și o banane de... Și o banane de... Și două. Două. Se duc la mai mulți. Aici sunt 30 de banane. Dar nu schimbăm dacă te vorbim. 30 banane. Înseamnă că aici stă 30. Asta tot 30. Și cum am făcut bucrama mică? Și dacă toate sunt de 30, practic, din asta provin, nu? Cele 30, 30 cu 30 cu 30, cât fac? 90. 90. Și cu două de la mai mulți? 32. Cât? 92 sunt de fapt aici. Deci aici, aici rămas 92. Dar aceste 92 ce reprezintă? De unde vin astea 92? Din mâncare cea mai mare. Din mai târziu, dar sunt astea două adunate. Da? Astea 92 sunt astea două adunate. Adică cât e una, cât e una? Știu că la unități, dintre ele doi, câte unul în final. Fu, perfect. 90 oricum cum facem două. Pe 90 în 4. Sunt 4 la ei? Da. Mă cred de 80 mai întâi. 80 fără părții? Da. Cât face? Fără de la 2, 40, 40. Și 10 aceea de un două. 50. 55. Deci 45. 45. 45 și 45. Și cu câte una care vine de la unități, 45 plus una, de fapt cât sunt aici fiecare din ăsta? 46. 46. Aici 46 și asta e 46, da? Perfect! Dar asta cât este când o împăți de el? De-o furat-o? Păi tot 46. Păi tot 46 este. Și atunci cât a fost în grămadă mare? Ia să văd acum. Ați modificat problema ca să dea mai mică. Și depinde cu cât trecă mici. Deci depinde cât trecă mici și data ce e problema. Cât face 46 cu 46 cu 46 dintre ei? 138. 138. 4 de 2, da. 138 de bani. Și ce am fost? Asta a fost în total, da? Adică a fost 46 din ăla? Deci 46 din ăla, și mai ești 30 de banane de șmecherul ăsta. Deci oțul ia pe ele 46, de nu știu că ăștia au voi. Până la 76 șmecherul ăsta. 76 șmecherul ăsta, șmecherul ăsta. Nu, poți, poți. Eu a fost oțul ăsta. Nu discutăm. Acum, vreau să-ți las cât e ceasul? Aveți 5. Aveți 5. A, am timp. Aveți timp, da. Cred și ele. Vreau acum, Davide, hai să modificăm, Davide, Mario, hai să modificăm problema, nu 30. 50. 50.
Deci punem 50 cu verbe și tu mă dirigezi. Deci 50. Deci 50 aici. 50 aici. 50 aici. Cât face? 150. 150. Și cu două drame, nu înțeleg? 152. 152. 152. Dar aceste 152 sunt ale acestei grămezi din două. Cât va fi una, cât va fi una? Ia să vedem cât face. Am modificat vreo lemnă. Sigur că da, dacă modificam ăsta, se modifică și ar fi alt rezultat. Să vedem. 150 ar fi acolo, la final. Nu, să vedem. 152. Asta toată. În două date, cât vine aici, cât vine aici. 152 dată în două. 80 și 80. 80 și 80. Nu cred că e 80. Nu cred că e 80. Dacă... 7. 70 dacă ar fi fost, n-ar fi fost. 70. 180. 70 și 70, când dacă vreau 70 cu 70. 140. 140. Dar până la 52, când mai... 10, 12. 12 dată în 2 ori. 12, 6 și 6. Deci, ai zis mai înainte, 70 și 6. 76 este aici. 76 este aici. Se fac împreună sunt 52 și 76 și la șmecă. Și atunci, cât îi fac în total, cele 76 și 76, ca să pun aici și la banane? 150. Nu, 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 vedeți? E drept 76. Zdrivă. Păi nu zdrivă, nu, nu, deci aici am 183.
Deci când am plecat cu, când am plecat cu 50? Cea mai mare. Am dat 138. 138 de profesori. Nu, cu 128. Asta e verde. Cu 50 mi-a dat 128, cu 40. Și când am plecat cu 30, mi-a dat 138, da? Da. Bun. Hai să plecăm acum cu galben. 100. 100, 100. 100? Da. 100. Nu, cât de 300 și cum de spune că 302? Nu, lasă așa, 300. Deci am 100. 100. Și plus două. Și plus două, da? Și atunci am cât aici? 300. 2, da? 300. 2. 302. Și 302 provin de la asta două. Cât e la una, cât e la una? Și-am plăcut că ești. Nu știu. Deci mie. Nu-i simplu. Dă răspunsul. Dă răspunsul. Hai, dă răspunsul. Calculați. Am văzut, dacă mă ține așa. Nu m-ați calculat. Bun. Trește mățlat. Ăla este egal. Se face așa. 100... 131. Nu. E cum? 131 plus 131 cât dă? 262. 262. Cât ai zis? 131, am zis eu. Da. 131 și 131 fac 232. 262, trebuia să fac 302. Că se iau mai mult. 140. Nu. 141. Nu. De ce, mă? Păi cât fac 141? Pentru că dăm mai puțin cu 10. 161. Nu. A sărit un număr. A sărit. 151. Da. Asta. Dar nu, dar cât face 30, domn profesor? Cât face din 15 și 15, da? Da. Așa de ce n-a scris 150? De ce n-a scris din primul? Dar n-am fost atent. Deci, ce fac? 151, și 151, și 151. Și atunci, din 3 ori, 151, cât faci, mare? O, acum am dat de 3 ori. De 3 ori, 151? Am deja 153. Nu? 153, dar... 3, 3, bun. Dar... 151 plus 151 plus 153. 453. 450, ai adunat unități și-o făcut 3 și la total 453, corect. 453. Și 2 minute. Băi, și mai facem, mai avem timp. Mai avem timp. Și 2 minute. Băi, mai avem timp, frate, cât e 6? 72 minute. Avem timp. La și 10, să mă arăt. La și 12 minute, da? Bun. Uite, mai pornesc eu una. Și 3 minute. Am flori și vase. Nu. Dacă le pun câte 3, le pun câte 3 în vase, una, două, trei, iarăși câte 3. Una, două, trei. Iarăși câte 3. Una, două, trei. Iarăși câte 3. Una, două, trei. Și așa mai departe. Completez toate vasele. Cu câte 3 flori. Cu câte 3 flori. Trei flori în frigider. Iar alte vase, trei flori. Rămân 10 libere, 10 galafe. 10 galafe? Dar mai multe galafe de un profesor. Deci rămân 10 galafe nepuse în vasă. Dacă le pun câte 5,
Deci mai pun câte două, mai adaug câte două, la cele trei, mai vin încă două, încă două, încă două, încă două. Rămân două vase libere. Ce v-ați spus? Deci pun câte două și dedesubt, ăstea, ăstea nu mai am nici una. Deci, sunt libere. Întrebarea este câte vase și câte fări sunt. Deci două sunt libere. Adică mijloc, acolo. Unde ați spus că mai sunt două. Mai pun încă două? Da, pentru că cele libere. Cele două, șase două libere. Plus, adică două în plus libere. Deci așa șase. Și șase să le spărțim în trei. Trei și trei. Deci șase să le punem. Nu, aici sunt vase, sunt cred că vase multe. Nu. Vase multe sunt. Nu știu câte sunt. Dar care aveau câte, de așa câte trei. Ele aveau trei de data trecută. Da? Trei de data trecută. Nu crezi că ar fi trebuit să le punem cu astea 10 în trei? Nu. Păi de ce? Păi cele 10 ca să dea o libere? Păi să le punem 5 și 5. Le despărțim pe 10, egal oameni. Păi, în câte le completăm? Ele aveau câte trei. Și dacă mai punem încă două, câte vaze vom umple cu cinci? Câte? De ce două? Că erau trei de așa am pus din prima dată. A, două. Nu au fost câte trei când am pus pe sărbici. În cinci vaze. Deci una, două, trei, patru, cinci. Acolo, un, doi, trei, patru, cinci. Astea sunt, astea așa. Nu-mi promet, ați greșit. Deci, fii atent aici. Două, plus două, plus două, plus două, plus două. Astea sunt 10. Cele care erau nepuse. 10 nepuse. Și acolo, dar cum adăugat două? Unde? Acolo. Aici? Nu, încolo, la cea mare. Ăstea două sunt din astea, de aici. Câte mai, dacă le ridic pe astea, sus cu ele, de la mântoare. Pentru aici sunt două și doi. Două și două, pentru că dacă ați luat două din șase, rămân patru. Și patru, cum îl despărțim în doi? Păi 2 și 3. 2 și 3. Bun. Deci mai pun aici 2. Aici 2. Aici 2. Hai să le punem cu gardele pe astea. Hai să fim și metri. Cele care au fost 10 în picioare, acum pun gardele. Gardele. Și atât. Și ce astea, deci tot gardele trebuie să le pun. Da. Că sunt cele de aici. S-au rămas libere, s-au zburat peste aici, am pus două. Câte vaze, câte sunt, câte flori sunt? Câte vaze și câte flori sunt? 12 vaze. Sunt câte, mi-ai zis tu? 12 vaze. De ce 12 vaze? Și ne-am adăugat și pe goale. Păi, hai să vedem. Să dau goale, câți vale? Deci aici nu mai sunt, nu? Aici nu mai sunt. A, așa. Te rog să vezi câte vaze sunt de noapte. Zece. Cinci aici, cu trei, opt, cu două oare, zece vaze, da? Și cu alea care le-a șters, dă-i. Dar nu, că sunt alea de urmă în coare. Sunt astea de aici. Da. Te rog să spui câte vaze sunt. Thank you.
Da? Deci voi gândit, voi gândit. Am făcut 3 ori 8, 24. 3 ori 8? Adică 24. Dar de ce 8? Ah, că au fost câte 8, câte 3 la început, dar 3 ori 24. Da, și câte baze sunt, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa, 3 ori 24 și încă 2 ori 8, 16. Încă 16, 24 cu 16, egal cu 40. Dar nu era mai jos pe câte 5, 5 ori 8? Că sunt 5 acum, 3 și 2, 3 și 2. Da, și calculăm mai mult. Cum, 5 ori 8 e greu? Da. Păi, nu ce mai mult tu. Dar da, trebuie să gândezi, 3 ori 24 și 4 ori 4. 4 ori 4. Nu, 2 ori 16. Nu, profesor. 2 ori 16. Și cum? 3 ori 16. Am făcut 3 ori 8 de car. 3 ori 16 plus încă 9, 24. Și 16 m-am dat pe așa, 40. Și ți-a părut, ți-a părut mai ușor așa decât să te zis 5 ori 8? 5 ori 8? Care v-a părut? Nu mi-a părut. Ca vășul. Păi știi cum făceam eu? 2 de 5 face o 10. Iar 2 de 5 face o 10. Nu? Ce înseamnă 5 ori? De 5 ori câte? 8. Sau eu zic că e egal cu 8 ori 5. 8 ori 5. De 8 ori 5. Adică 5 plus 5 face o 10. Iar și plus 5 plus 9. Da, da, sunt mai mult. Cum? E mai mult așa? Da, mai mult scrie. Mai lasă-o pe ori ușor. 5 plus 5. Plus 5 plus 5. Și plus... Și am calculat. Și face 40. Vezi? Pentru că e rapid, așa e spate. 24 și cu 16 și cât ai văzut. Mă, dar cu 16 și 40. Dar pentru mine e ușor. Pentru mine a fost mai greu. Pentru eu aș fi făcut așa cu 5 ori. Sau 8 ori 5. 8 ori 5. Sau dacă mergem în varianta ta 5 ori 8, înseamnă așa 8 și 8 și 8 de 1. 5 ori 8 și 8, 16 și 8, 24. Și cu iarăși 8. Cât faci? 24 și cu 16. E mai bine în 16. Da. Gata, mai bine. Și mai dau tot. Deci, în final... Și 12. Și 12 am încheiat perfect, da? Deci, ce s-a spus? Sinteza oare, facem repede. Sinteza oare. Da, și 12. Problemul când mersul înapoi, da? Problema asta a mersul înapoi. Nu, cu problema cu banane. Mergi cu banane, mergi la voi. Am făcut câte variante am făcut? Una, două, trei, patru variante. Trei, patru. Dar am făcut-o prima oară. Ce ai observat? Dacă sunt puține la sfârșit, mic va fi și număr. Cu cât crește, cu atât mai multe banane o să fie. Da? Te rog pe tine să faci încă două modele. Nu. Și mă, că să mă chinui. O să te chinui? Păi, dar să te chinui, de ce nevoie? Da, dar nu v-ați după ce să țarcă, știți. Scrisi clasa 5, clasa 6, clasa 7, clasa 8. Bine, nu vrei să faci. Este de clasa 1. Să faci una cu vase? Da. Da, da, faci una cu vase și cu floare. Bine. Perfect. Mâine îmi pui problema. Deci asta e, cu vase și cu floare, ca să mă formulez, cum știi tu să mai zici. La mine. Bun. Dar câte? Două probleme. Bine. Cu bază și cu foarte. Dar sunt diferite. Pui câte atâtea rămânate, câte atâtea, așa, da? Da. Bun. Mersul înapoi și... Problema cu banane. Așa. Asta e cu mersul înapoi. Mersul înapoi, problema cu banane. Și aici a fost problema cu bază, da? Bază și foarte. O să vă ajut. Ce spune Fontana aici? La revedere! Să nu uitați like, share, să vă abonați la Provo Online! La revedere! Și să spuneți la toți prietenii! Doamne, să dea! La revedere! La revedere!